Luni au fost reluate cercetările în cazul accidentului aviatic ce a avut loc duminică seară la Hurjuieni. Ancheta se efectuează de specialiști din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile. Avionul în care se afla arhitectul Bogdan Adomniței alături de instructorul său a decolat de pe aerodromul din Frătăuții Vechi în jurul orei 15. Având în vedere vremea nefavorabilă și faptul că avionul a căzut la 4 km de drum, este destul de probabil ca între momentul tragediei și momentul sesizării poliției să fi trecut destul de multă vreme. Cercetările de la fața locului se derulează sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Procurorul va da un verdict în baza a ceea ce constată cei de la Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile. Omul de afaceri, Alexandru Șcheul, unul dintre cei mai vechi proprietari de avioane ușoare din județul Suceava, dar și printre cei mai experimentați piloți de avioane de acest tip, a povestit că vineri, cu două zile înaintea tragediei, a zburat împreună cu Bogdan Adomniței, fiecare la bordul propriului avion, și că tânărul arhitect era extrem de fericit și entuziasmat de achiziția făcută. Da, din păcate sau din fericire, breasla aviației e foarte mică și ne cunoaștem foarte bine. Pe domnul Marcel îl cunosc de vreo 3 ani și pe Bogdan îl cunosc de când au venit la zbor aici la Frătăuți. N-am avut tangențe în viața de zi cu zi să mă întâlnesc, dar aici la aerodrom era un băiat extraordinar. Tot timpul era atât de vesel și atât de fericit și mai ales de când și-a luat licența pentru avioane ultraușoare, era extraordinar de fericit și că și-a achiziționat și un avion foarte performant și foarte bun. Era atât de fericit. Vineri, înainte de accident, a zburat împreună cu eu cu avionul meu și el cu instructorul, nu instructorul care a căzut, domnul Marcel, alt instructor, a zburat împreună și era atât de fericit, n-am văzut om mai fericit, că are cu cine zbura și așa. Și după două zile, din păcat, duminica s-a întâmplat nenorocirea. Privire la accident nu mă pot da niciun detaliu, că încă nu sunt elucidate. O să vie astăzi comisia, avea să vină de la București să mai vadă despre ce este vorba. Dar păcat de astfel de oameni, mai ales domnul Marcel era un instructor la Școala Superioară de Aviație extraordinar de bun și cu experiență foarte, foarte mare. Avea toate tipurile de licență care le poate avea un iubitor al zborului. Și experiența de data asta nu și-a spus cuvântul. Nu pot închipui ce s-a întâmplat sus. Și v-am spus, și Bogdan era și căsătorit, avea și un copil. Și mare păcat că lasă asta durere în urmă. Când s-a apucat Bogdan de școală? Că presupun că a făcut aici la Frătăuți. Da, cred că cam un an de zile durează școala, cu cursuri, cu tot. Și a dat licența de pilot de ULM. Acum face și la PPL, cred că avioane mai mari. Dar toată bucuria lui și toată speranța lui s-a dus într-o clipă. Deci da. Își lase un ultraușor ca dumneavoastră. Da, exact, același model de avion, exact, erau trase la Indigo. Avioanele făcute, niște avioane foarte ușoare, din fibră de carbon, undeva la 450 kg au greutatea, autonomie foarte bună și foarte manevrabile, avea numai 300 de ori de zbor avionul, era foarte, foarte deci, bun ca motor, chiar. Da, nu se pune problema unei defecțiuni tehnice, probabil. O să vadă specialiștii ce spun. După modul cum arăta avionul jos, că am fost aseară și am stat până la 10 acolo. Și îl avea de mult luat? Nu, cred că are 3 săptămâni de când l-a dus. Din Lituania, cred că l-a luat, da. Din Lituania? Mm-hmm, deci da. Un avion nou, practic? Nu, v-am spus, cu 300 de ori de zbor e zero la un avion, da. E totuși pentru piloții... Da, și mai ales piloți cu așa experiență și așa niște oameni valoroși. Și Bogdan, care era un arhitect desăvârșit și făcea meseria cu atâta dragoste și pasiune și, am spus, era o fire extraordinar de veselă și totdeauna când ne întâlneam, ne-am plăcut unul pe altul, cu felul de a fi, felul, eram toți, am doi iuți, așa, și ăsta, Neasandu, ce bine că te-am întâlnit, uite, suntem pe aceeași lungime de undă, da, și uite, păi s-a dus tot. Și exact, că... avion, da, era foarte bucuros, că e un avion foarte performant, da. Îi plăcea să zboare foarte mult. Da, era, v-am spus, cum prindea un moment liber, venea să zboare un pic și acum vrea să zboare, mai ales că avea avionul lui, să capete experiență și nu zbura singur. L-aveam pe Radu, instructor aici, și pe domnul Marcel.
și zbura cu ei până prinzulea, că la fiecare avion are particularitățile lui și trebuie să faci o leagă experiență când treci de pe o aeronavă pe alta, că am făcut școala pe alt tip de aeronavă și da. Cum ați primit vești? Ploi. A plouat tare ieri aici? O plouat într-un timp. O plouat într-un timp? Da, înainte de dura pe la 3 ceva o plouat. O plouat tare? O venit o rapaială bună. Deci cam când ar fi decolat ei atunci? Nu, asta a fost după 2 ore. Dar ce părere aveți de așa o grozăvie aici? Zboară multe avioane aici în zonă. Dumnezeu știe. Asta cine știe și... Da. Sunteți de aici din zonă? Da. Ați apucat ieri să-l vedeți? Nu. Când zbura, da. Eram după ploaie pe la 3 și ceva, eram partea aia la întâi la sondă. Și ați văzut avionul ăsta care da, zbura? Da. Era la înălțime? Cum era? Era la înălțime și până când vine... Opa, scuzați. Când venea s-a fost lăsat mai jos. Deci când a venit aici în zonă s-a lăsat mai jos? Da, pa, a fost după 2 ore. Vă spun eu, până la accident. A, de ce au survolat zona 2 ore? Da, da, înainte. Am înțeles. Cu o oră jumate, 2 au fost până... Și ce s-a întâmplat? Ce ați văzut? Ce ați văzut dumneavoastră? Ai zburat, pe... Bura, când au mărs în glou, au mărs la înălțămii, când au coborât în jos, cobora mai jos. L-ați văzut coborând, nu? Coborând, mărgând, nu coborând. Se prăbușea. Nu, 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 că asta a fost după o oră și ceva de ce l-am văzut eu. Dar ploua ieri, nu? Era o ploată ieri, a venit o răpaială bună. Și vizibilitatea cum era? Ca așa cum. Era vizibilitatea. Era, nu era ceață. Dar ploua tare ieri. O plouat, 10-15 minute, a dat ploaie torențială. Deci, practic, din ce ați văzut dumneavoastră, ei încercau să aterizeze? Nu, n-am văzut asta. I-am văzut zburând. O mers în glou mai sus, când vineau înapoi, că face... Da. Iar coborea la jos, mai tundi, mai jos. Deci, făceau zborul și sus da, și jos. Da, am înțeles. Și l-ați văzut înainte de ploaie sau după ploaie? După. După ploaie.